în premieră pe acest canal, pentru că n-am mai făcut-o până acum. Provocări la piscină. Și credeți-mă, trebuie să vedeți clipul ăsta. De ce? Ca să vă citesc una, două provocări. O provocare este în felul următor. Sar de la etaj în piscină, călare pe lebădă. Adică cu aia, să sar de la etaj. Ok. Păi vă salută, fratele Curacu, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Și astăzi sunt alături de prietenii mei. Nu mai am niciun prieten. Dacă vrea cineva să fie prietenul meu, scrieți-mi în comentarii acolo cine vrea să fie prietenul meu și de ce, care e motivul principal. Încerc să nu dau vamă să la puternică, filmez în curte și am și-o vecini. Pe aia Dumnezeu sănătate, la doamna care mi-a zis că sunt pagubă. Facem și noi cea mai cerută idee, clip de pe acest canal, anume provocarea la piscină. Și aici să știți că Ghiduș a rupt piscina. Doar când a sărit. Gen, a sărit odată și s-a dus, capăt. O să fie un clip foarte fun. Dacă n-ați făcut-o încă, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Eu o să încerc să filmez, că eu sunt și cameramanul, eu sunt și omul care acționează. O să încerc să poziționez cumva camera, că o să sărim și de la etaj și o facem și pe nebunea asta cu lebăda. Luați-vă și voi un popcorn, uitați mărci cu Conacu, găsiți pe www.conacu.shop. Iar pe mine pe Instagram mă găsiți Conacu Oficial, TikTok simplu scris Conacu cu bif acolo, bifui 330.000 de urmăritori sau nu știu cât aveam acolo. Fără alte introducere să dăm drumul la treabă și o să vă citesc prima provocare, care sună în felul următor. Începem cu ceva ușor și anume de la Vlăduț 7, oricum apare și pe ecran pe aici. Zice să-ți ia vânt de la poartă și să sari în piscină. Ceva simplu. Ceva simplu, tată, cred că o să mă descurc. Bănuiesc că și voi simțiți că pot să mă descurc. Hai să poziționăm și noi frumos camera. Luăm și noi având bam, 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 bam. Am sărit acolo. Băi, apropo, legat de apă, eu am sus mare, stați vară și vouă. Uitați-vă ce e sus, de acolo sărim. De acolo, de acolo sărim. Uitați-vă ce e deasupra la piscină. Eu cât, oricât aș curăța, om, 10 minute e la fel. Gata, mă, tată, suntem pregătiți. Mamă, ce păr frumos am, păcat că mi-e din nas. Gata, mă, tată, suntem pregătiți. De la poartă în piscină. Dar nu așa oricum. O să ies pe stradă. Alma, stai acolo. Nu ai voie afară. Fiți atenți aici, da? Poarta e deschisă. Piscina se vede. Prima provocare. Numărul 1 pentru un like. Și-a plecat. Băi, cuță. Gang, gang. Bă, papuci, bă, it's too easy for me. Am mințit puțin. Am avut și doi, am și doi prieteni aici. E vorba de Alma. Hai, Alma, la tata. Sus la tata aici, sus. Sus la tata. Bine, nu se vede iar. Hai, sus la tata, sus. Nu se vede iar, mă rog. Și bulldogul meu care se joacă și el pe aici pe curte. Iar noi trecem la a doua provocare, tăticu. Provocarea cu numărul 2. S-a numește, Marius F46 zice să faci valuri până dai apă afară, adică sari în jumătatea ei de câte ori pe loc. Să sar acolo în jumate? Ok, mă așteptam la ceva mai greu. Haide, mă, să facem valuri până dăm apă miște afară. Deci trebuie să sar la jumate până fac valuri, mă. Care mai putea să faci valuri? Mama, am început să băltâchi toate frunzele alea căzute pe la fund. Și cum fac valuri? Nu mergem? Mamă, să moară tata, dar am băltăcăit toată piscina.
Marius, din păcate, provocarea ta a dat fail. N-avem ce să facem, așa că trecem la următoarea provocare. Dar trebuie să ieși eu din piscină. Următoarea provocare este de la leo.bosc2ds12, care spune, oricum vedeți și voi pe ecran, dar ai făcut vreodată sex.com, băiat, te rog, răspunde. Leo Boss, nu știu ce vrei tu, frățiorul meu, dar dacă vrei sfaturi pentru că te-ai îndrăgostit de cel mai bun prieten al tău, nu ți le pot da eu. Ce să-ți fac? Trece la următoarea provocare. Ceva mai simplu, dacă. Roberta.vnm14 zice: să o bagi pe Alma în piscină. Băi, nu pot să o bag pe Alma în piscină, o să o bag totuși pe Ami Bulldog-ul, dar Alma nu pot să o bag pentru că are o problemă, nici nu știu încă ce, dacă e medicală sau dacă e nervoasă, psihică, nu știu dacă e. Își mușcă coada și are o rană deschisă la coadă. Și asta e cât de cât tratată, nu foarte mult, dar e cât de cât tratată și nu aș vrea să infectez rana acolo. Dar în schimb o să intru cu Bulldog-ul să-l vedem pe domnul Bulldogel ce fel reacționează. Pentru că e foarte funny când se udă și a început să se pigmenteze foarte mult și arată ca un bulldog, un bulldog cu Milka cumva, o vacă, mă rog. Haideți să luăm Bulldog-ul în apă să vedem ce va face Bulldog-ul. Hai tati, la apă. La apă, tati. Înnoată cheluțul. La apă, tati. La apă, tata. O, ce picoasă ești. O bire, nu, tata, o bire. Gata? Ai ieșit afară? Le spui la oameni cum a fost prima ședința ta? Nu ți-a plăcut, nu? Da. Nu știu dacă i-a plăcut, băieți. Puteți să ziceți voi dacă i-a plăcut, dar nu prea pare să-i placă. Trecem la următoarea provocare. Următoarea provocare vine de la Tolaș _ Ștefan Adrian. Zice: sar de la etaj în piscină, călare pe lebădă. Pe aia, pomană la etaj, ce o facem? Vamos! Alături de doamna lebădă, o să sar în piscină, de la etaj. Tate, trebuie să rupeți butonul de lec. Băi, cât de nebun sunt, bă. Vamos, următoare. Alexia _ 25.3 zice: să stai în cap în piscină? E foarte simplu, tate. E prea simplu pentru mine. Dar o facem. Deci Alexia ne-a provocat să stăm în cap. Se întâmplă. Mamă, și cât are lichid. Eu v-am zis că stau bine la nasele. Hai să încercăm, n-am stat niciodată în cap. Ei, o târna apoi. Mamă, ce câte frunze sunt și alunecoase. Am făcut alge pe de jos. Ia uite ce este. Mai frunze de astea de la salță, aia de sus. Ok, simplu. Oh, bine că nu mi-ați dat să mă piși în piscina. Că deja mă pișasem. Bă, ce? Ce e tu, dracu? Nu pot, bă. Nu pot. Alexia, din păcate, nu pot să-ți fac provocare. Ce înseamnă, bă, tată, să ai grijă de vecini, vezi, nu țip, nu urlu, nu e prea mult entuziasm. Gata, mă, am băgat și noi un scurt așa intros
respectiv. Alexia 2-5 puncte, n-am putut să-ți fac provocarea. Îmi pare rău. Nu știu să stau în cap. Andrei cu 2 de i, mă rog, Andrei cu un i și cu încă un i de la Ionica. Andrei Ionica 6 zice, ia pe cineva de pe stradă și fă-l să vrea să intre în piscină. Am o pe bune. Andrei, nu știu, dacă o să nimerește ceva, o să încerc să văd dacă trece cineva, dar e cam imposibilă treaba asta, îți dai seama. George Paul, punct 1, zice, vreau să te văd cum dai flipul. Backflip sau front flip? Că dacă e de front flip, îl dau oricum. The backflip și mai ușor. Bă, de ce am impresia, mă, că o să mor la clipul ăsta, mă, frățiori? Rămâne doar lebă de aici, că mi-a purtat noroc. Am dat șapca jos, când dau șapca jos, știți că nu e de joacă. Dar cum să dai eu flipul, că nu vreau să-l dau de la etaj. De la etaj mod. Să-l dau de aici după asta, mă, s-o rupe oare? Nu știu de unde să dau flipul. Sau și putea de pe asta, tot, bam. De pe asta. Ui, bă, bă. Alături de mine. Știu că nu mă vedeți cu totul, dar n-am ce să fac. Ai, da. Uau. Prost, e prost și în ziua de Paște. Ara. Cum e Ilier ăsta? Vreau să-mi iau și eu un din șase. Opa! Iau! Oh! Trece la următoarea provocare, bă. Mamă, cât apă a făcut punguri de... Următoarea provocare vine de la Viorel Underline K1. Să te dai cu delma pe piept și să sari în piscină. Mă transform în MMO-gen. Jur că de când mă dau cu delma pe piept, viața mea s-a schimbat. Nu mai mă doare picioare, nu mai mă doare șalii, mă la muncă, dau la sapă, mă întorc de acolo, nu mai știu ce să fac. Doar cu nevastă mai am pat, totul este minunat. Delma. Și nu știu dacă am Delma oricum. Nu am Delma, dar am Philadelphia. Doamne Iisuse Hristoase, ce mă puneți voi să fac? Dar ce bun e! Deci crema asta parcă nu te arde soarele deloc. De când am descoperit și eu crema asta, recomandată de prietenul meu Imogen, de la Bopte, deci nu e... Deci crema Philadelphia? Așa îți face... Băieți... Trebuie să încercați neapărat, mi-ați rămas un pic, adică... Și acum nu mă mai arde soarele. Sunt sigur. Prea handicapați. Haideți să vedem, am impresia că mai avem o singură provocare de făcut, băieții. Avem de ales dintre Alex McDow, să stai 3 minute sub apă, ceea ce știu că nu o să poți face niciodată, sau să te lași pe spate de la balcon. Cred că o să încerc 3 minute. Mai avem de la Alex. Alex 750, sar tiribombă în piscină. Încheie în clipul ăsta cu Cătălin Talent, frățiorul nostru. Cătăline, dacă te uiți la noi,
O să fii invidios că o să fac direct tiri bombă. Pentru toată lumea care mă susține, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Conacu oficial pe Instagram, Conacu pe TikTok simplu, Conacu YouTube pe Facebook. Nu uitați, ne pregătim să facem 100.000 și 300.000 de abonați. Bine, cred că nu știu când apare clipul ăsta, dar treaba cu 300.000. Dar subscribe, like, share dacă vrei. Am fost Conacu, azi e tiri bomba, ultima provocare. Vă mulțumesc, scrieți-mi în comentarii acolo ce părere aveți despre clip, despre mine, despre orice vreți voi, ce vreți să mai facem. Azi e tiri bomba mea, a.k.a. Conacu. Mamă, cred că am murit. Sfântul Petru?